doriți să facem pentru început o scurtă recapitulare a ceea ce am studiat din cartea Evrei, capitolul 1 și capitolul 2. Tema mare a pasajului care străbate textul acestor două capitole este superioritatea lui Isus față de înger. Și această temă este detaliată de autorul cărții Evrei în trei moduri. El afirmă superioritatea Domnului Isus, spune că a căpătat un loc mai mare, o poziție mai înaltă, un nume mai mare decât îngerii, argumentează lucrul acesta pentru o serie de citate, citate din care înțelegem foarte mult despre identitatea Domnului Isus și apoi aplică superioritatea Domnului Isus Hristos la audiență. Cu ce te ajută pe tine lucrul ăsta că Isus e superior? Citeam despre un uh, predicator, de fapt îl auzeam povestind că atunci când te ridici la învânt zicea el să-ți imaginezi că eu, profesorul care l-a învățat pe el predicare, să-ți imaginezi că sunt sală și țin o pacardă în mână pe care scrie și ce. Domnul Iisus este mai mare decât îngeri. Și? Da? Și în ultimul rând, după ce afirmă, argumentează că Iisus este mai mare decât îngeri, el aplică lucrul ăsta. Și cum aplică superioritatea lui Iisus față de îngeri nouă? Da? Cu ce ne încălzește pe noi? Cu ce ne ajută pe noi? Ce implicație are asupra mea un om care trăiesc în anul 2017 spre final? Ce implicație are în viața mea faptul că Isus e mai mare decât îngeri? Și autorul cărții evrei arată implicația acestei realități, acestui adevăr că Isus e mai mare decât îngeri, prezentând Evanghelia. Prezentând Evanghelia. Isus e mai mare decât îngeri și spune, noi am fost destinați pentru slavă, dar am căzut în păcat. Și relevanța superiorității lui Isus față de îngeri devine importantă pentru noi. Pentru noi, cei care am fost destinați gloriei, dar acum suntem căzuți în păcat, da? Și, deși am fost creați pentru glorie, deși am pierdut lucrul acesta, în Domnul Isus Hristos, care este mai mare decât îngerii, avem răscumpărarea. De asta e relevant pentru noi că Isus este mai mare decât îngerii, că un înger n-ar fi putut să ne răscumpere. Un înger n-ar fi putut să facă ispășire pentru noi. Un înger nu s-ar fi întrupat. Un înger n-ar fi parcurs toate etapele acestea ale lucrării răscumpărării. Întrupare, trăirea fără păcat, moarte la cruce de la Golgota, îngropare, înviere, înălțare, trimiterea Duhului Sfânt, întoarcerea pentru copiii săi, răpirea bisericii la cer, judecarea viilor și morților și intrarea noastră în împărăția veșnică cu Fiul. Nu s-ar fi întâmplat lucrurile acestea dacă Isus ar fi fost un înger sau cel mai mare dintre îngeri. Așa se aplică lucrul ăsta la noi. Da? Iar capitolul 2, partea, cea mai mare parte din capitolul 2, arată efecte, din ce am numărat eu, vreo șapte efecte, ale lucrării răscumpărătoare a Domnului Isus. Uneori leagă efectele astea de ispășire, uneori leagă efectele astea de întrupare. Astăzi și dimineață și în seara aceasta vom vedea niște efecte directe ale întrupării în viața noastră. Da? Am văzut primul efect al lucrării răscumpărătoare este glorificarea. Spune că Dumnezeu care vroia să ducă mulți la slavă. Asta a fost ținta lui Dumnezeu din veșnicie, de la bun început. A găsit de cuvință să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Da? Deci Dumnezeu ne-a câștigat glorificarea noastră prin moartea Fiului Său. Apoi spune că al doilea efect este sfințirea noastră. Până să ajungem la glorie, trecem prin acest proces lung al sfințirii. Tot timpul cât suntem în viața aceasta, trecem prin acest, suntem formați în această școală a dătătoare de neprihănire, care uneori include disciplinare și așa mai departe. Că cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. Nu avem voie să vorbim despre glorificare fără sfințire. Nu avem voie. Este interzis. Chiar în pasajele care vorbesc despre planul lui Dumnezeu, da, pe aceea pe care rânduim mai dinainte, i-a rânduit ca să ce? Ca să fie asemenea chipului fiului său. Ăștia vor fi glorificați. Să nu trăim cu iluzia că vor fi glorificați oameni care sunt și care cred că ei sunt mântuiți odată pentru totdeauna. Nu știu să fie glorificați. O să fie glorificați toți aceia care sunt sfințiți. Doar aceia sunt în planul Dumnezeu. Care nu sunt sfințiți, nu o să fie glorificați. Da? Prezintă glorificarea, prezintă sfințirea și apoi două aspecte ale mântuirii aspectul sau al treilea efect, al patrulea efect, cele două aspecte ale mântuirii care se leagă mai mult sau ar de a face cu relația noastră cu Dumnezeu și Fiul frățirea noastră lui nu este, de aceea lui nu este rușine să-i numească. Frască când zice, voi vesti numele tău în mijlocul adunării și apoi vorbește despre înfierea noastră. Iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Deoarece copiii sunt părtași Sângele și cărni, da? Să repet aceste două teme. Înfrățirea noastră cu Fiul și înfierea noastră, da? În relația noastră cu Dumnezeu, Tatăl, și în relația noastră cu Dumnezeu Fiul. Deci avem glorificarea, sfințirea, înfrățirea, înfierea. Astăzi dimineața am văzut răscumpărarea noastră de sub puterea și autoritatea diavolului, fiindcă primim viața și nu este dată din belșug această viață cumpărată de Fiul lui, noi nu mai suntem în robia diavolului. Nu, 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 nu ne mai este frică de moarte. Noi nu zicem, trăim pentru pământul ăsta cu oricum altă șansă nu avem Nu! Noi avem perspectiva veșniciei. Noi avem acum viața veșnică. Noi nu avem gândul la viața veșnică, doar perspectiva vieții veșnice. Noi suntem acum vii din punct de vedere spiritual. Suntem ridicați la viață, din mormântul păcatului, ca să trăim pentru Dumnezeu. În această seară ne vom uita la ultimele două efecte ale lucrării răscumpărătoare a Domnului Isus Hristos, specific două efecte care sunt legate de întruparea Domnului Isus. Cu alte cuvinte, răspundem la întrebarea în continuare de ce s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. Ca să ce? Și ce e cu asta? Da? De ce s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu? Versetul 17. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, și spune de ce? Prin expresia casă. Ce arată casă? Ce arată expresia casă? Spuneți. Facem gramatica. Ce arată expresia, prepoziția casă? Ce arată? Scopul, da? S-a făcut asemenea fraților săi în toate lucrurile. La ce se referă când spune că s-a făcut asemenea fraților săi? Spuneți dumneavoastră, la ce? La carne și sânge, la întrupare. Deci, s-a întrupat, ca să poată fi în ce privește legăturile sau relația cu Dumnezeu un mare preot. De ce s-a întrupat Domnul Isus Ca să fie mare preot. Din nou se leagă întruparea de lucrarea ispășirii. Da? Nu există iesle fără cruce. Ele sunt împreună. Nu le poți divorța. Nu ai voie să le divorțezi. Da? Noi trebuie în mintea noastră să ne gândim la Hristos, la lucrarea răscupărării în felul acesta să prindem ambele dimensiuni. El s-a întrupat ca să fie mare preot. De aceea, în primul rând, ne uităm la întruparea marelui preot. Prima fază descrisă aici este întruparea lui. Uitați-vă la expresia aceasta foarte importantă, zice, prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi. De ce a trebuit? L-a obligat cineva pe Domnul Iisus Hristos? Așadar, a trebuit, a trebuit acesta care arată o necesitate, era necesar. Nu este o necesitate impusă lui Dumnezeu. L-a obligat pe cineva, cineva pe Dumnezeu să-l trimită pe fiul lui. Nu este o necesitate pe care cineva i-a impus-o lui Dumnezeu. Ci este o necesitate a dragostei și a harului Dumnezeu. Este necesitatea a gloriei lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu vroia să-și arate gloria, a hotărât să-și arate această glorie prin revărsarea milei, harului și îndurerii sale față de noi. Da? Asta este necesitatea necesitatea de ca Dumnezeu să fie slăvit în răscumpărarea noastră. Da? Este o necesitate a slavei și a harului lui Dumnezeu. Când spune a trebuit să se întrupeze. Ca să facă lucrarea mântuirii, ca Dumnezeu să-și ia gloria prin harul, bunătatea și îndurarea arătată nouă, el trebuia să se întrupeze. Fiul lui Dumnezeu trebuia să se întrupeze. Să nu avem cumva sentimentul acesta sau gândul acesta că Dumnezeu putea să ne ierte pur și simplu. Nu există iertare pur și simplu. Nu există, Dumnezeu ne dă har pur și simplu. Ne dă har pur și simplu. Da, El ne dă har, El ne dă îndurare, El ne dă dragoste, dar toate acestea s-au unit în persoana Domnului Isus Hristos. El a trebuit să ia păcatul, pentru că, pentru că acesta este modul în care s-a revărsat harul, îndurarea, bunătatea, mila lui Dumnezeu față de noi. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile. O am zis și dimineață, dacă ești fratele Domnului Isus, te poți gândi foarte specific la întruparea Domnului Isus. Isus s-a întrupat, s-a făcut asemenea mie. Pentru mine s-a făcut. El s-a gândit la mine când s-a întrupat. Iar eu sunt fratele Domnului Isus. Nu pentru că am eu curajul și tupeu să mă numesc pe mine, însă sunt fratele Fiului Dumnezeu, ci pentru că El m-a numit așa. Și El s-a întrupat să mă facă fratele Lui. Este un gând. Extraordinar pe care cu greu am putea să-l înțelegem la adevărata lui valoare. Aceasta este necesitatea întrupării și descrie întruparea marelui preot. Apoi al doilea lucru pe care îl descrie este mijlocirea marelui preot. Zice că el s-a făcut asemenea fraților lui ca să poată fi, ia ascultați, în ce privește legăturile cu Dumnezeu. Domnul Isus a venit să facă o lucrare în legătură cu Dumnezeu. Și vreau să subliniez lucrul acesta, pentru că aici se arată că Domnul Isus Hristos a venit să stea între Dumnezeu și om. Da? în ce privește legăturile cu Dumnezeu. Asta e problema pe care el a venit să o rezolve. Asta se vorbește foarte mult despre se vorbește puțin despre păcat. Dar foarte mult din puținul ăla despre păcat când se vorbește, se vorbește greșit. Se vorbește foarte mult despre consecințele pe care păcatul, de exemplu, le are asupra noastră. Și cât de mult rău a făcut păcatul asupra noastră. Eu vă întreb pe dumneavoastră, a făcut păcatul mult rău asupra noastră? A făcut sau nu? Sigur. Păcatul a devastat umanitatea. A devastat Universul ăsta. A devastat planeta Pământ. Da, cu siguranță este așa. Se vorbește foarte mult despre păcat și uneori ai sentimentul că oamenii se, se află așa pe o cale din astea. Se află deja pe o cale a mântuirii și încearcă din toată puterea lor să trăiască după voia lui Dumnezeu și să trăiască creștinește, dar nu reușesc totdeauna. Și asta a făcut păcatul în viața noastră. Păcatul ne încurcă să trăim pentru gloria lui Dumnezeu, să trăim pentru Dumnezeu. Dar noi noi ne dorim din toată inima să facem lucrul acesta. Și nu este adevărat. Și nu asta este principala problema păcatului, că el ne încurcă, așa, în procesul asta sfințirii. Noi suntem băieți buni, noi suntem copii buni toți. Suntem așa de iubitori de Dumnezeu, facem tot ce ține de noi să trăim pentru Dumnezeu și să fim creștini, dar din cauza firei ăștia, și din cauza păcatului uite că mai greșim câteodată. Nu? Nu este așa. Și nici măcar nu asta este problema principală. Alteori se vorbește despre păcat doar în ce privește acțiunile păcătoase vizibile. A, a, a făcut un lucru rău, a, a vorbit rău și așa mai departe. Păcatul este mult mai profund. Haideți, în ce privește păcatul, să rezumăm totul la esență. Să rezumăm totul la esență. Ce e așa de problematic cu păcatul? E problematic cu păcatul datorită faptului că el are consecințe devastatoare în viața noastră, a celorlalți și în lume? Este problema cu păcatul că nu reușim din cauza lui să fim sfinți și să-i placem lui Dumnezeu? Este problemă cu păcatul pentru că îi urât în exterior când se manifestă? Care e problema cu păcatul? Știți care e problema cu păcatul? Problema cu păcatul este, este arătată uitându-ne la ce a venit Isus să rezolve în privința păcatului. Și el spune, s-a întrupat ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu. Problema păcatului nu este că datorită păcatului soțului tău sau soției tale, ție, ție este foarte greu în viață. Nu Problema cu păcatul este că datorită păcatului copiii tăi te fac de roșine înaintea lumii. Problema păcatului nu este că datorită păcatului suntem bolnavi. Problema cu păcatul este că datorită păcatului trăim într un sistem politic, social, financiar praf, praștie. Nu asta este problema cu păcatul. Acestea sunt efecte, consecințe ale păcatului. Dar nu asta e problema principală. Problema principală cu păcatul este că păcatul meu și păcatul tău îl ofensează pe Dumnezeu. Îl provoacă pe Dumnezeu. Problema cu păcatul meu și cu păcatul tău, chiar dacă n-ar vedea nimeni și la prima aparență nu afectează pe nimeni, problema este că Dumnezeu din ceruri este mânios, este ofensat. Lui Dumnezeu este scârbă de păcatul pe care eu l-am făcut. Dumnezeu detestă din toată ființa lui păcatul pe care eu l-am făcut. Ochii lui Dumnezeu urăsc din toată ființa lui păcatul pe care eu îl fac. Asta este problema. Asta este problema. Dacă nu înțelegem lucrul acesta, biserica va deveni un mare proiect social de a ajuta oameni care sunt afectați de păcat. De a depista care sunt victimele din societate și să le ajute. Uite ce a provocat păcatul în viața unuia sau altuia. Nu asta este problema principală. Acestea sunt niște probleme, dar nu sunt problemele principale. Iisus a venit ca să rezolve aspectul esențial al problemei păcatului. Care este relația sau legătura Noastră cu Dumnezeu Problema este următoarea Să înțelegem foarte bine Și dacă noi toți Într-un proiect din ăsta religios Imens ecumenic Ne-ar fi venit cumva în mintea la cap Și ne-am fi pus cu toții Ca să facem ceva să ne apropiem de Dumnezeu În încercările alea noastre Sincere de a ne Nu există așa ceva să fie foarte clar Dar dacă ar fi așa ceva și ar fi un proiect ecumenic Mondial ca fiecare ființă umană să se apropie de Dumnezeu, în apropierea aia de Dumnezeu, Dumnezeu ne-ar fi pulverizat pe toți, datorită sfințeniei sale și mâniei sale împotriva păcatului. Asta este problema. Și dacă ar fi existat, Dumnezeu ne-ar fi făcut praf și pulvere pe toți. De aceea a fost necesar ca să vină unul ca noi, în toate lucrurile ca noi, dar foarte diferit de noi, fără păcat să fie mielul fără pată și fără cusura lui Dumnezeu ca să facă ceea ce noi nu puteam să facem. Asta este vestea bună a Evangheliei. Asta este esența Evangheliei. Și nu trebuie să o încărcăm și să o poluăm cu nimic altceva. Să o distorsionăm cu, cu altceva. Este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și între oameni. Omul cel ca noi. Omul Isus Hristos. El a venit el a venit în ce privește legăturile cu Dumnezeu. Uitați ce spune evrei nouă cu Dumnezeu a vrut să transmită mesajul ăsta foarte clar poporului Israel. Asta a fost o bucurie că au făcut cortul acela al întâlnirii, s-a vorbit despre pocăință, despre legea lui Dumnezeu, despre faptul că poți să -ți fie iertate păcatele. Extraordinar. Dar era un lucru care se transmitea foarte clar în poporul Israel. Nimeni nu avea acces în Sfânta Sfintelor. Ce învăța Dumnezeu prin asta? învăța, evrei 9 cop spune, prin aceasta Duhul Sfânt arăta. Deci perdea care era pusă acolo era pusă de Duhul Sfânt ca să învețe pe evrei ceva. Ce? Prin aceasta Duhul Sfânt arăta că drumul în locul prea sfânt, sau în prezența lui Dumnezeu era, nu era încă deschis câtă vreme stătea în picioare cortul din tâi. Și un capitol, următorul capitol spune așa, Evrei 10 cu 19. Astfel, dar fraților, Fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Până să fie Isus, până să vină Isus, până să facă Isus lucrarea răscumpărării, nu este acces în prezența lui Dumnezeu. Pulverizați! Suntem cu toții dacă ne apropiem de Dumnezeu. Datorită sfințeniei sale și purității sale. Dar odată cu venirea lui Hristos, cu ispășirea păcatelor noastre, drumul, locul sunt este deschis. Deci Domnul Isus Hristos, Domnul Iisus Hristos s-a întrupat, și s-a întrupat în ce privește legăturile cu Dumnezeu, ca să fie, spune locul acesta, și ne arată caracterul marelui preot. Ca să fie un mare preot milos și vrednic de încredere. Așa, un detaliu exegetic este... Cartea Evrei este ultima carte din Biblie în care se folosește termenul mare preot sau arhiereu. Știți că religiile tradiționale sunt arhierei, sunt tot felul de arhi, episcopi, arhi, erei, arhi... Este singura carte și ultima carte, este ultima carte din Biblie în care se folosește termenul arhiereu în legătură cu persoana Domnului Isus Hristos. El e singur arhiereu. Singurul loc în Biblie, în cartea întâi pentru unde se folosește termenul arhipăstor uh, arhi este cu referire la Domnul Isus Hristos. Nu există niciun arhipăstor, niciun arhiepiscop, niciun arhiereu decât Domnul Isus Hristos. Să fie foarte clar, chiar termenii din Biblie Ți arată lucrul acesta. El este singurul, unicul mare preot, da? Doar un detaliu, dar foarte important. Ne arată caracterul marului preot, foarte interesant. Spune că el este un mare preot milos și vrednic de încredere. Și ce ne face pe noi să fim miloși de foarte multe ori? Faptul că noi suntem căzuți, sticăloși și noi păcătoși, ne face să fim miloși cu ceilalți care sunt exact ca noi, nu? Domnul Iisus Hristos nu de asta este milos. Auzi ce spune? El este un mare preot milos și în același timp este vrednic de încredere sau credincios. Sunt alte traduceri care traduc corect lucrul acesta. Credincios. E vrednic de încredere. De ce e vrednic de încredere? Că e credincios, de asta e vrednic de încredere. În, în, în persoana Domnului Isus Hristos au fost ținute lucrurile acestea împreună. Dacă Isus ar fi fost să-și arate credincioșia ca Dumnezeu față de noi, ce ar fi trebuit să facă? Credincios. Uite, vreau să fiu credincios cu tine, dar tu ești păcătos. Ce ar fi trebuit să facă? Dacă el e credincios standardelor lui Dumnezeu, ce să facă? Să nimicească. Dar în același timp, el este și credincios și este milos. Cum poate Dumnezeu să aducă împreună, să Dumnezeu să fie milos și mânios în același timp, împotriva păcatului, Dumnezeu să fie mânios împotriva păcatului, să fie milos față de tine păcătosul. Cum poate Dumnezeu să țină lucrurile astea în tensiune, să, să fie prezent în ființa lui Dumnezeu în același timp? Ele sunt prezente în același timp în ființa lui Dumnezeu și este arătat desăvârșit lucrul acesta în persoana Domnului Isus Hristos. Când mânia lui Dumnezeu cade pe Hristos și mila lui Dumnezeu prin Hristos ne este dată nouă. Ele sunt ținute împreună. El este un mare preot milos, dar în același timp spune Scriptura despre el că este vrednic de încredere. Și apoi mi se arată slujirea marelui preot, da? Slujirea marelui preot. Am văzut întruparea lui, am văzut întruparea lui, am văzut mijlocirea lui, caracterul lui, slujirea lui. Zice că trebuia să fie un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Bineînțeles, aici este limbajul vechiului testament în care marele preot se ducea și aducea jefa de ispășire. Da? Într-o zi foarte importantă pentru poporul lui Israel. Orice vreau care citea textul acesta avea lucrurile foarte limpezi în mintea lui. Acum, conceptul de ispășire. Ce înseamnă conceptul de ispășire? Conceptul de ispășire sau pe capacul ispășirii se potolea, se aducea o jerfă pentru păcat prin care se potolea mânia lui Dumnezeu. Asta, este limbajul ispășirii sau jerfă de ispășire. Da? Ca să facă ispășire este un verb, este o acțiune. Da? Înseamnă satisfacerea mâniei lui Dumnezeu drepte față de păcat. Asta înseamnă ispășire. Păcat, eu sunt păcătos, am stârnit mânia lui Dumnezeu, cum rezolvăm problema? Printr-o jertfă de ispășire. Da? Ca mânia lui Dumnezeu să nu vină peste păcătos, între mânia lui Dumnezeu și păcătos trebuie să fie o jertfă de ispășire. Scriptura arată suficient de clar că aceasta este atitudinea lui Dumnezeu față de noi, datorită păcatului. De exemplu, Efesem 2 cu 3. Între ei eram și noi toți o când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire, copii sau fii ai mâniei. Prin natura noastră asta merita mânia lui Dumnezeu. Salmii 7 cu 11. Dumnezeu este un judecător drept un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Romani 1 cu Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușa adevărul în nelegiuirea lor. Efeseni 5, 5, 6. Că știți bine că, auzi, știi, zice că știm bine, că niciun curvar, niciun stricat, Niciun lacom de avere care este un închinător la idol nu are parte de moștenire în împărăția lui Dumnezeu și al lui Hristos. Și se pare că și în Efes și în Colose, în bisericile din zona aceea, erau unii care spuneau și dacă trăiești în păcat, nu e niciun fel de problemă. Auziți ce spune Pavel? Nimeni să nu vă înșele cu vorbe goale sau deșarte. Căci din pricina acestor lucruri, care? Care lucru? Pe care le-am menționat mai înainte. Stricat, curvar, închinător la idoli și așa mai departe. Lacom de avere, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Deci omul se naște, se află și atrage în continuu prin faptele sale mânia lui Dumnezeu. Ioan 3 cu 6. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu. Foarte important. Mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. El este deja sub mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. De ce este mânia lui Dumnezeu deja peste el? Nu din cauza care are necredință. Este mânia lui Dumnezeu peste el datorită păcatului. Orice nelegire, orice păcat a stârnit deja mânia lui Dumnezeu. Iar pe deasupra a tuturor a respins, n-a crezut în jerfa fiului său. Judecata finală arată foarte clar că este o revărsare a mâniei lui Dumnezeu. Apocalipsa 11. Zice, neamurile se mâniaseră. Ce contrast aici. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi, prorocii, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și știți ce este interesant în momentul în care începe să se reverse pe pământ? Oameni care încă erau pe pământ, mânia lui Dumnezeu, Scriptura spune că oamenii ziceau munților și stâncilor că peste noi și ascundeți-ne de fața celui aceșa de pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Și de mânia mielului. Vezi? Omul se naște sub mânia lui Dumnezeu, prin păcat stârnește, provoacă mânia lui Dumnezeu. Deasupra, pe deasupra tuturor, prin respingerea Fiului lui Dumnezeu, atrage mânia lui Dumnezeu, iar judecata lui Dumnezeu va fi o revărsare a mâniei lui Dumnezeu. Numai când înțelegi, când înțelegi dimensiunea, cât putem noi oamenii să înțelegem dimensiunea mâniei lui Dumnezeu, vom putea să apreciem corect întruparea și moartea Domnului Isus Hristos și ispășirea pe care a făcut-o Domnul Isus Hristos. Înțelegeți că toți toți eram în direcția asta. Și tu erai un fiu al mâniei. Și tu l-ai necesit pe Dumnezeu prin toate păcatele tale și atrăgeai mânia lui Dumnezeu. Și tu ai fost într-o stare de necredință și mânia lui Dumnezeu era peste tine. Și tu ai fi fost unul dintre aceia care ai fi strigat stângilor. Caz peste mine, omoară-mă, să nu, să nu văd mânia mielului dezlănțuită. Și tu și eu am fost exact în aceeași poziție. Să te duci să strigi ca un nebun, ca un screlozat, ca un psihopat la munți. Cădeți peste mine! Datorită groazei, mâniei lui Dumnezeu care vine peste oameni. Doar așa putem să înțelegem ce a făcut Domnul Isus Hristos la cruce. Doar așa putem să înțelegem de ce Domnul Isus Hristos a depărtează de la mine paharul acesta. Ce anume a sorbit Hristos? Doar când te uiți la tot ce spune Scriptura despre atitudinea lui Dumnezeu față de oameni, poți să apreciezi valoarea lucrării Domnului Isus Hristos. Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă vrea să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei, mânie datorită păcatului. Așadar, ispășirea înseamnă o absorbire sau o satisfacere a mâniei lui Dumnezeu. Și spune în textul acesta că el uh, s-a întrupat, să fie mare preot ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Eu vreau să vă citesc câteva, alte câteva pasaje care arată că Isus asta a făcut. De exemplu, spune, acesta aminte evenimentul acela unde Domnul Isus în grădina Ghețimani. Aduceți-vă aminte bine. Nu era nimeni care stătea cu toporul la capului, nu i-au pus crucea încă în față, nu l-au schinguit, nu l-au bajocorit. Și foarte ciudat, spune Scriptura că i s-a transformat da, sudoarea în sânge. Era chinuit. Era chinuit de ce? se temea de suferință. Vezi, că dacă, când Paștele a devenit pentru noi o sărbătoare în care îi plângem de milă lui Hristos pentru suferințele fizice, înseamnă că am travestit complet lucrarea mântuirii. Au fost oameni păcătoși care l-au iubit pe Domnul Isus Hristos și au fost mântuiți și care s-au dus și au ars de vii. S-a stins focul și ei încă erau vii și au început să au aprins din nou focul și au chinuit ore întregi. Ia au ars așa la foc încet. Și oamenii aceia au lăudat pe Dumnezeu până și-au dat Duhul. Credeți că Domnul Iisus Hristos a fost mai fricos decât ăștia? Este o blasfemie să spui că Iisus tremura în ghețiman și s-a făcut sudoare, în sânge, fiindcă era frică de moarte. Și era frică de suferințele fizice. Și era frică și era, era frică de rușine pe care urma să o suporte că ăștia o să-l bajocorească. Nu de asta s tra... de asta s -a schimbat sudoarea în sânge. Este o blasfemie împotriva Fiului Dumnezeu. Ce spunem noi că alți oameni după el au fost mai curajoși decât Hristos? Nici vorbă. Nici vorba, a fost altceva acolo. Spune așa, el zicea, Ava, ție toate lucrurile sunt cu putință. Depărtează de la mine paharul. Pentru neveu care auzea cuvântul pahar, el știa la ce se referă cuvântul acesta pahar. Te deci, în Vechiul Testament, dai un search, pur și simplu, pe, o, pe, un program cu Biblia și vezi ce înseamnă paharul în Vechiul Testament. Pentru evreu ce înseamnă paharul acesta. Totuși, facă să nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Ce înseamnă paharul? De exemplu, o badea 1 cu 16 spune, Că după cum ați băut paharul mâniei, voi ce de pe muntele meu cel sunt, tot așa neamurile îl vorbea necurmat. Vor sorbi din el și vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată. Apocalipsa 16 cu 19. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbășit. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel Mare ca să dea potirul de vin al furiei, potirul al furiei mâniei lui. Asta era paharul. Isaia 5, 1, cu 17. Trezește-te, trezește-te! Scoală-te, care ai băut din mâna Domnului potirul mâniei lui. Domnul Iisus Hristos îi cere lui Dumnezeu tatăl să ia potirul, să ia paharul. Tatăl avea paharul. Da? Care i-a luat din mâna Domnului potirul mâniei lui, care ai băut, ai sorbit până în fund potirul amețelei. Isaia 5, 1, cu 22. Iată că, îți iată că ți iau din mână potirul amețelei, potirul mâniei mele, ca să nu mai bei din el. Asta înseamnă potirul. Ieremia 25 cu 15. Căci așa mi-a vorbit Domnul lui Israel. Ia din mână a mea acest potir plin cu vinul mâniei mele și dă-l să bea la toate neamurile la care te voi trimite. Ieremia 49 cu 12. Căci așa vorbește Domnul. Iată că cei ce nu trebuiau să bea potirul totuși îl vorbea și tu să nu rămâi nebedepsit. Nu, vei rămâne ne nu vei rămâne nepedepsit, ci îl vei bea și tu. Asta este potirul pedepsei, mâniei lui Dumnezeu. Iov 21 cu 20. El ar trebui să vadă nimicirea. El ar trebui să bea mânia celuia tot puternic. Apocalipsa 14 cu 10. Va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turna neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Așadar, când Iisus Hristos prevedea, mirosea, vedea paharul acesta, el prevedea, vedea, mirosea paharul mâniei lui Dumnezeu. Paharul mâniei lui Dumnezeu. Și tot din bajul Scripturii ne arată lucrul acesta. Dar încă din Vechiul Testament, Dumnezeu a arătat că există o conexie între mânie și ispășire. Că ispășirea, că ispășirea rezolvă problema asta mâniei lui Dumnezeu. De exemplu, numeri 14, 16 cu 46. Moise a zis lui Aron, ia că delința, pune foc în ea de pe altar, pune tămâie în ea, du-te rep de la adunarea care a păcătuit și fă ispășire pentru ei că ce a izbucnit mânia Domnului și a început urgia. Vezi? A izbucnit mânia și spune du-te și fă ispășire. Este o umbră a ceea ce urma să, vină Domnului, să facă Domnul Iisus Hristos. Sau în numeri 25 cu 4 spune Stringe toate căpetenile poporului și spânzură pe cei vinovați înaintea Domnului în fața soarelui pentru că să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului. Finea fiului Eleazar, fiul preotului Aron, a abătut mânia mea de la copiii lui Israel prin râvnă pe care a avut-o pentru mine în mijlocul lor și n-am nimicit în mânia mea pe copiii lui Israel. Acesta va fi pentru el și pentru sămânța lui, după el un legământ unei preoții veșnice, pentru că a fost plin de rănă pentru Dumnezeu. lui și auziți. Și a făcut ispășire pentru copiii lui Israel. Sau 2 Samuel 24 cu 25. David a zidit acolo în altar Domnului și a dus arderi de tot. Atunci Domnul a fost, i uziți cuvântul, potolit față de țară și a încetat urgia deasupra lui Israel. Așadar, observăm foarte clar legătura aceasta dintre ispășire și mânia lui Dumnezeu. Nu vă feriți niciodată de pasaje din Scriptură care vorbesc despre mânia lui Dumnezeu. Cu cât le vei înțelege mai bine, le vei asimila mai bine, cu atât vei aprecia mai mult lucrarea pe care Domnul Isus Hristos a făcut-o pentru noi. Și apostolii nu s-au ferit să vorbească bisericii despre ceea ce merita, dar nu va primi datorită faptului că altcineva a luat paharul mâniei la Dumnezeu, lui Dumnezeu și l-a băut și l-a sorbit până la fund. Aceasta este problema noastră principală, mânia lui Dumnezeu. Asta a venit să rezolve Domnul Iisus Hristos. Să i spășească sau să potolească mânia lui Dumnezeu. Nu înțelegeți din asta că Dumnezeu are crize de nervi. Nu înțelegeți din asta că Dumnezeu are crize de mânie. Dumnezeu analizează păcatul cu sfințenie, cu dreptate. La noi crizele de nervi sunt de obicei crize de nervi pentru lucruri nesemnificative. Te apucă că te-o enervat cineva, te-o supărat cineva și ești total decentrat în acțiunile tale. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu urăște în mod drept și infinit păcatul. Și asta trebuie să facă. Iar Hristos a venit să rezolve această problemă. Ne deci se arată că a venit să rezolve această problemă, de exemplu, când spune Scriptura, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos. Deci cu atât mai mult cu cât suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți de mânia lui Dumnezeu. Vedeți legătura dintre sânge și mânie? Fii că suntem socotiți de prin, prin sângele lui vom fi mântuiți în viitor de mânia lui Dumnezeu care va veni peste toată omenirea necredincioasă. Zice 1 Tesaloniceni 1 cu 10 că am fost mântuiți ca să slujim pe Dumnezeu și să așteptăm din cerul pe Fiul Său pe care l-a înviat din mort pe Iisus care... I-au zis care e speranța noastră? Noi știm ce o, să, ce o, să, fie în viitor. O să fim răpiți, o să mergem cu Domnul. Nu, în viitor o să fie o revărsare a mâniei lui Dumnezeu peste toată omenirea aceasta, iar noi o să fim izbăviți din ea. Datorită faptului că Isus a plătit în locul nostru, a sorbit în locul nostru paharul mâniei lui Dumnezeu. A sorbit în locul nostru paharul mâniei lui Dumnezeu. Asta este lucrarea pe care Domnul a făcut-o. Da, într-un cuvânt, versetul 17 ne vorbește despre întruparea Marelui Preot ca să facă ispășire pentru noi, ca să absorbe mânia lui Dumnezeu pentru noi. Și încheie pasajul acesta, versetul 18. Foarte frumos textul. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în avutorul celor ce sunt ispitiți. Nu era frumos dacă se încheia la 17. Ce credeți? Iisus a făcut ispitire pentru noi. A făcut ispășire pentru noi. Mânia lui Dumnezeu niciodată nu va mai fi peste noi. Și apropo, să fie foarte clar, mânia lui Dumnezeu nu este peste tine în momentul în care tu păcătuiești. Dumnezeu este întristat, Dumnezeu este supărat, dar niciodată nu se mai mânie pe tine cum să mânie pe neamurile necredincioase. Să fie foarte clar lucrul acesta. Pentru că Hristos a absorbit mânia lui Dumnezeu. Și procesul de disciplinare în care noi suntem implicați nu este un mod în care Dumnezeu se răzbună pe noi. Îți dau cu nu iau ca să-ți mai speli câteva păcate prin suferință. Nu! a este ca să ne facă în asemănare cu Domnul Isus Hristos. Asta e rolul pedepsei. Rolul pedepsei pentru credincios nu este ca să verse Dumnezeu mânia pe care o merităm peste noi. Ci rolul pedepsei este ca să ne facă în asemănare cu Domnul Isus. Disciplinarea pentru orice credincios este cu scop formativ, corectiv, sfințitor. Da? Să fie foarte clar lucrul acesta, să facem diferență foarte bine. Mânia lui Dumnezeu nu mai este peste noi. N-ar trebui niciodată ca și credincios să fie terorizat Că ești sub aceeași mânia lui Dumnezeu sau în același fel sub mânia lui Dumnezeu cum este un necredincios. Ai putea să spui că Dumnezeu este supărat, este deranjat, este profund întristat, dar nu există mânia lui Dumnezeu peste viața ta, pentru că Hristos a potolit mânia lui Dumnezeu, a băut paharul mâniei lui Dumnezeu în locul tău și în locul meu. Da? Dar la voi, se întâmplă ceva mai departe. O spune, trăiți de acum cum vreți voi, N-ai treabă tată, bine că ești ispășit Nu mai ești sub mânia lui Dumnezeu Știm dragostea, în harul, în bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu Și vorbiți numai despre atributele astea Că voi nu mai aveți treabă cu mânia Auzi ce spune Scriptura Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit Poate să vină în avutorul celor ce sunt ispitiți Domnul Iisus Hristos, pentru Domnul Iisus Hristos și procesul de ispitire, procesul acela de ispitire, a avut ceva de a face cu noi. El a fost ispitit ca să ni se întâmple nou ceva. Foarte interesant. Noi vorbim foarte des. S-a întrupat, nu? S-a întrupat pentru noi. Bun! A murit pentru noi. Bun! A înviat pentru noi. Bun! S-a înălțat pentru noi ca să se trimită Duhul Sfânt pentru noi. Se va întoarce pentru noi. Și a fost ispitit pentru noi. Chiar și ispitirea a avut ceva de a face cu noi. Dumnezeu spune Scriptura că nu poate fi ispitit. Totuși noi știm că Domnul Iisus Hristos este ispitit. A fost ispitit și El este Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu poate fi ispitit, dar Dumnezeu Fiul a fost ispitit. Nu se contrazice Biblia? Nu, pentru că Dumnezeu Fiul a fost ispitit când a fost încarnat, când a fost pe pământ. Da? Când a fost pe pământ, într-o poziție mai prejos decât îngeri. Când El s-a lăsat în corseta de trupul acesta omenesc. Când a trăit și a fost un om din toate punctele de vedere. Da? El a crescut ca un om. El a simțit ca un om, a avut toate emoțiile umane, el a, a, a experimentat toate lucrurile, starea de oboseală, a plâns ca un om, Și toate experiențele acestea omenești au fost reale în viața Domnului Isus Hristos. Au fost reale. Și ispitirea are ceva de a face cu noi. Ce are de a face cu noi? Gândiți-vă întâi la felul în care a fost ispitit Domnul Isus Hristos. De exemplu, Matei 4, diavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe Streașina Templului, chiar de la începutul lucrării. A fost botezat? Da? A fost oficial. Introdus în lucrare de Ioan, botezătorul, premergătorul lui Profetului Dumnezeu al doilea Ilie, n-a da? fost Ilie încarnat, să fii foarte clar, a venit în Duhul și puterea lui Ilie, nu credem în reîncarnare, și imediat după aceea a fost dus la test, în pustie. Primul Adam a stat într-o grădină perfectă, perfectă. El a fost perfect de săvârșit, a stat într-o grădină perfectă și de săvârșită și a căzut la test. Vine al doilea Adam care nu stă într-o grădină, nu are nimic de mâncat, nici măcar din pomola, nimic. Dar poate să facă un miracol și să mănânce. Dar nu la ceasul lui Dumnezeu, ci la propunerea diavolului. Diavolul nici măcar când îmi spune adevărul, nu ar trebui măcar să-l crezi. Lasă că găsești tu adevărul în altă parte, nu la satana. Da? Unii spun, domnule, am găsit un adevăr la ea. Nu, caut adevărul la Dumnezeu. Că satana spune și el unele adevărul, dar avem adevăr suficient în Sfânta Scriptură, nu ne trebuie de la ea. Și a spus, dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că ce este scris. El va porunci îngerilor să-i să, să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de văprată. De asemenea este scris, a zis Isus să nu spitești pe Domnul Dumnezeul tău. De ce crezi că a propus satana să coboare de pe templu așa? Prutin pe brațele îngerilor. Ce crezi că ar fi spus evrei când ar fi văzut o asemenea ap apariție? Nu mai e nevoie de jertfă. Nu mai e nevoie de bajocuri. Nu mai e nevoie să stai atât amar de timp și să-i convingi pe încăpățânață ăștia că tu ești fiul lui Dumnezeu. O asemenea lucrare ar fi suficientă. Dar unde era ispășirea? Unde era ispășirea? Ispășirea era necesară. După ce spune Scriptura că l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Îl ispitește diavolul prin Petru. Iisus a început să spună ucenicilor săi că ei trebuie să meargă la Ierusalim. Nu era nicio problemă cu asta, nu? Trebuia cumva să ajungă la Ierusalim, că acolo e scaunul de domnie să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omoriși ca a treia zi are să învieze. Petru l-a luat de -o parte, imaginați-vă pe Petru, cât de, cât de, 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 cum rezumeau asta? Îl ia deoparte pe Domnul Isus, imaginați-l, vin încoace. Ce prostie îi spui la oameni ăștia, Domnul cum să le spună așa ce termină cu moarte și cu asta să fii jocurii. L-a luat parte a auzit la angel și a început să-l musre. Doamne, îmi faci de ușine. Acum când la final să punem și noi mâna pe împărăție și să rezolvăm problema, tu acum să te ferească Dumnezeu, Doamne. Să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui, preot, lui Petru. Înapoi a mea, Iisus a știu că în spate e vocea altcuiva. A văzut aceeași lucrare diabolică de la începutul lucrării sale. Aceeași lucrare diabolică și gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, Petru, ci gândurile oamenilor. Vedeți ce au în comun oamenii cu satana? Când se află în ghețimani și a căzut la pământ și a cerut tatălui să depărteze de la el paharul acesta. Când Petru încearcă să facă dreptate, i ce spune, Matei 26,52 Ia Petru, taie urechea robului mare preot și Domnul Iisus îi spune, pune sabia la locul ei, că toți cei ce scos sabia de sabie vor Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu care mi-ar pune în dată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Crezi că Domnul Isus n-a fost ispitit? Făi praf acum! Făi praf acum! Nu merită niciunul nimica! Când au început să-l bajocorească, să-l scuipe, că și-au bătut joc de el și ajunge la cruce, să-l pună pe cruce, îl țintuiesc pe cruce. Domnul Iisus Hristos, acum ai fac praf și pulbere. Cu, 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 o, vorbă putea să-i distrugă pe toți. Și totuși Domnul Iisus Hristos vorbește pe cruce și spune Tată, iartă că și nu știu ce fac. Vreau să vă spun un lucru. Niciunul dintre noi nu vom simți ispita cum a simțit-o Domnul Isus. Niciunul dintre noi. Să nu avem iluzii. Vedeți, oamenii accentuează și spun, da, dar Domnul Isus Hristos a avut putere de Dumnezeu. A fost om 100%. Și diferența infinită dintre Isus și noi este că El a fost sfânt, pur și perfect, în mod absolut. Și niciunul dintre noi nu putem să simțim puterea ispitei și a păcatului ca El. Niciunul dintre noi. Când s-a apropiat de el, diavolul cu propunerea de a păcătui, când diavolul a început să-l ispitească, el era fiul lui Dumnezeu, el era sfânt și preacurat. El nu suporta păcatul în ființa lui. Da? Dumnezeu din veșnicie n-a fost ispitit. Dar acum Dumnezeu este întrupat și este ispitit. Ceva ce Dumnezeirea Treime, a Treime n-a experimentat. Înțelegeți? El ura păcatul în mod absolut. Niciunul dintre noi nu simțim puterea ispite și a păcatului ca el. Niciunul dintre noi nu ne-am împotrivit ca el împotriva păcatului până la sânge. Până la sânge. Niciunul dintre noi. Niciunul dintre noi. Numai Fiul lui Dumnezeu a făcut lucrul ăsta. Cum suntem noi în fața păcatului? De obicei suntem amorțiți, amăgiți, anesteziați și păcătuii ne trezim după nu știu câte zile sau ne trezim după ce am dat o Și nici atunci, și nici atunci nu avem întristarea profundă care ar trebui să ne ducă la o pocăință veritabilă 100%. Nici atunci. Să nu trăim cu iluzii. Niciunul dintre noi. Singurul om de pe planeta asta care a simțit 100% scârboșenia păcatului și puterea și ispita păcatului a fost Domnul Isus Hristos. Vă fie foarte clar lucrul ăsta. Niciunul dintre noi nu suntem ispitiți și nu simțim, nu experimentăm ispita ca Domnul Isus Hristos. Niciunul. El a fost cel care a experimentat-o într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Scriptura spune că prin ceea ce a suferit a fost ispitit. Suferința pentru Hristos a fost în sine o ispită. Pentru că nu e normal ca fiul lui... m se întrebat vreodată de ce îl cere să se depărteze paharul. El știa pentru ce a venit. El știa că a venit să bea paharul. Ăla este modul în care Domnul Isus Hristos arată cât de detestabil este pentru ființa lui să bea paharul mâniei lui Dumnezeu pe care noi trebuia să-l bem. Aia arată cât de detestabil era pentru pințul vieții să moară. Pentru stăpânul vieții să moară. Cum să moară stăpânul vieții? Cum Sfințenia Absolută să se facă păcat pentru noi? Cum viața să moară? Cuvintele acelea Domnului Iisus în felul acesta trebuie să fie înțelese. Hristos și arată cât de detestabil este pentru Dumnezeirea prea curată să suporte lucrurile acestea. Moartea, luarea păcatului și luarea paharului mâniei lui Dumnezeu ca să fie sorbit până la capăt. Ca să fie sorbit până la capăt. Și la trecut prin lucrul acesta... Atitudinea suferinței lui a fost așa de mare că mintea noastră nu poate să înțeleagă de ce. I-au zis de ce. Ca să vină în avutorul celor ce sunt ispitiți. Înțelegeți fiecare dintre dumneavoastră că lucrarea Domnului Isus nu s-a terminat la cruce. Nu s-a terminat la cruce lucrarea Domnului Isus. Domnul Isus Hristos, în bisericile baptiste tradiționale, se obișnuiește să spună, suntem în prezența cuvântului lui Dumnezeu. Sărmanii de voi sărmanii de voi. A plecat Hristos și ne-a lăsat în prezența cuvântului său. Și ne dragă tare Biblia, suntem în prezența cuvântului lui Dumnezeu. Noi suntem în prezența lui Dumnezeu. Hristos este alături de noi. Spune Scriptura foarte clar în textul acesta că lucrarea lui nu s-a terminat la cruce. Lucrarea lui se continuă ca să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Adică când ești la lucru și te ispitește, nu știu, colega, când ești acasă te ispitește pruncul sau nevasta sau soțul sau nu știu cine te ispitește. Hristos este acolo ca să te ajute nu doar ca unul care zice, mă, îți dau putere, eu nu știu despre ce e vorba, dar îți dau câtă putere îți trebuie, câtă putere. Îți... Nu, el știe despre ce e vorba. El știe ce înseamnă să fie ispitit. Știe mai bine decât tine ce înseamnă să fie ispitit. Lucrarea Domnului Iisus Hristos se continuă dincolo de cruce. Și închei cu două concluzii foarte importante. Dacă Iisus vine în avutorul celor ce sunt ispitiți, înseamnă că pasajul acesta ne lasă pe toți fără niciun fel de scuză. Pentru că El vine în avutorul nostru. Să nu vă tânguiți în momentul în care venim să, păcă... să ne pocăim, să păcătuim și atunci. Cum păcătuim? Negăm faptul că Isus vine să ne avute când suntem ispitiți. Doamne, Tu știi că de greu e. Da, dar știu și că El ți-a dat suficientă putere și este El însuși alături de tine ca să te avute să treci prin ispitiți. Doamne, Tu știi, știe Dumnezeu. Lasă, nu trebuie să-i povestești Dumnezeu ce știe El. Știe El bine ce știe. Nu trebuie să-L informezi eu pe Dumnezeu cumva Doamne, cum să te nu mai puțin. Suntem mai puțin. Nu ne lua așa în serios. Știi oare cât de greu Știe mai bine ca tine. Dar ne-a spus că el vine în avutorul celor ce sunt ispitiți. De câte ori apelăm în mijlocul ispitei și a suferinței este spirituale pe care trebuie să o experimenteze orice credincios când trece prin ispită. Trebuie să te macine, să te deranjeze. Ispita trebuie să te enerveze. Ispita, spiritual vorbind, duovnicești vor. Trebuie să te deranjeze. Trebuie să te deranjeze lucrul ăsta. Nu zic, ia, bine că nu m-am mai ispitit. Nu m-au dus în păcat, nu m-am ispitit. Nu te deranjează lucrul ăsta. Te supără lucrul ăsta. Pentru că ești în Hristos. Ești o făptură nouă. Ai viața lui Hristos în tine. Ai și tu puțin din repulsia pe care Hristos a avut-o față de păcat. Hristos îți dă repulsia aceasta. Și îți dă și putere. Este prezent acolo. Că să te ajute să treci prin ispită. Dar, a doua concluzie este nu doar că nu avem nicio scuze, ci că avem și o mare mângâiere prin faptul că suntem informați de prezența lui Hristos și de puterea lui Hristos în viețile noastre atunci când suntem ispitiți. Da, frați și surori, celebrăm, ne bucurăm. Hristos s-a întrupat, a trăit o viață fără păcat, a murit la cruce de la Golgota ca noi să fim glorificați, să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Dar El a murit și ca să fim sfinți, El a murit ca să fim frații Lui, El a murit ca să fim copiii Lui Dumnezeu, da? El a murit ca să fim răscumpărați și din felul nostru de șer de vețuire, și de sub autoritatea diavolului, și să avem nădejde și Dumnezeu în lume dar el a murit și să facă ispășire pentru păcatele noastre, să absorbe mânia lui Dumnezeu, dar practic pentru fiecare dintre noi pe lângă toate lucrurile astea care sunt extrem de practice, dacă nu ți se pare practic că Iisus a murit pentru tine ca tu să nu te duci în iad, nu știu ce să mai pare ție practic frate, dă ceva practic că să e cel mai practic lucru, n-ai să te duci în iad și să fii în prezența lui Dumnezeu. Frate, dăm dă, -mi, dă, -mi, dă -mi altceva practic. Practic e că Dumnezeu vrea să fii sfânt în fiecare zi și Hristos a cumpărat lucrul ăsta pentru tine. dă Dăm ceva practic. Băi, tu ăsta le de Dumnezeu datorită păcatului. Fiul diavolului te-a făcut Dumnezeu fiul lui. Nu se pare practic lucrul ăsta. Ești fratele Domnului Isus Hristos, te-ai înfrățit cu Dumnezeirea. Nu se pare practic lucrul ăsta. Iar practic, foarte practic, este că în mijlocul ispitirilor din fiecare zi prin care trecem fiecare dintre noi, încolțiți din toate părțile. Suntem hăituiți de lumea asta și de satana ca o haită de luptă după noi. Și nu vom scăpa până ajungem la capăt. Totuși, deși nu vedem lucrul acesta, Isus Hristos, păstorul cel bun, arhiereul singurul, este lângă noi. Acela care a ispășit pentru noi, acela care a băut paharul mâniei lui Dumnezeu, este lângă noi să ne ajute. Și nu să-și șoptească. Ha, ia Andrei! Hai, Andrei! Hai, Sorin! Nu așa, el nu face galerie la urechea noastră. El ne ajută! Și el ne ajută ca unul care știe mai bine decât noi ce înseamnă să fii ispitit. Și de aceea, prin credința în Dumnezeu, și prin credința în puterea lui Dumnezeu, și în Dumnezeu, fiecare dintre noi, cu avutorul lui, prin harul lui, prin mila lui, vom persevera până la capăt. Amin! Amin. Celebrați nu doar azi, ci pentru totdeauna. Lucrare ispășitoare lucrarea de întrupare pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o în locul nostru și pentru noi. Amin!